domnului Bădulescu, care nu, cum era el așa Bădulescu în viața lui. Un capitol neplăcut. Domnule, e un capitol neplăcut și din viețile noastre, nu zice nimeni că nu. Păi el pentru el nu o fi ceva neplăcut, nu știu. Bă, cred nu că știu totuși, cum o fi să trăiești în pielea domnului Bădulescu, nici nu-mi doresc să aflu. Mi-aș fi dorit să nu am ocazia de a descoperi că există domnul Bădulescu. Domnul Bădulescu mărturisea, o spun, este o opțiune personală, mi-aș fi dorit să nu fie o persoană publică, să fie o persoană foarte pudică, privată. Să fie o persoană pudică, de exemplu. Pă, pudică nu are cum să fie, n-ar fi putut fi, n-ar mai fi fost domnul Bădulescu, dar să nu fie publică. Da. Adică, știi că era la un moment dat o discuție despre oamenii care făceau talk show-uri mondene noaptea. Toată numai chiloță reală, numai Nichita din Romană, știi? O gică, Nichita din Romană, nu mai știu cine, nu mai așa, Aurelian Bădulescu. Pentru mine, Aurelian Bădulescu aparține acelei zone. Dar cum s-a lansat el, Răzvan? Cum s-a consacrat el? Nu pot să spun la televizor. Cum a ajuns el? Nu pot să spun la televizor. Dar a fost avocatul lui Gigi Becali? Nu pot să spun la televizor nimic despre domnul Bădulescu, pentru că dacă aș spune despre domnul Bădulescu, aș răspunde la întrebările tale, ar trebui să le probez în instanță și am eu destule pe cap. Ai legat de foarte legat, bine, știi? Da, știm cu toții. Instituțional. Nu vreau să comentez. Le luăm pe rând. Te văd. Deci, da. nu vreau să răspund la această întrebare, pentru că spre deosebire de alți oameni care au fost aleși sau numiți în funcții publice și unde poți explica. Domnule, s-a scris în partid, nu știu ce. Povestea domnului Bădulescu este așa cum am înțeles-o eu. Poate nu mă pricep eu să deslușesc destine politice, una extrem de încurcată, una care nu poate fi demonstrată sau explicată decât în prisma unor documente, unor anchete extinse, motiv pentru care nu vreau să vorbesc. Sunt atâția reputați jurnaliști de investigație, de ce stau degeaba? Să ne luăm pâinea de la gură, dar te întreb altceva, Răzvan, el era avocat, da? A reprezentat... Păi nu știu. Nu știu n-a fost avocatul lui Becali, de exemplu. Nu știu, eu știu că a fost membru PNG, a fost consilier că dânsul și traseist. Dar dai seama că el ar putea să susțină în instanță pe cineva, el ar fi pus în situația de a susține nu cu argumente genul ăla de în avocat. Instanță. Nu e genul ăla de avocat. De ce mă în instanță niște oameni care trec până niște necazuri și a venit să-i susțină, să spună, domnule cu tare. Deci mi se pare chiar contradictoriu cu ce vedem aici. He. Bun, cert este că astăzi de dimineață... Da, America Latină. Tu ai vizitat vreodată America Latină? Deci încep să... Tu ai vizitat vreodată America Latină? Nu am vizitat, dar vizitat știu despre America ce e vorba cu America Latină. Știu despre ce e vorba. Am înțeles. Știu ce se mănâncă acolo. Ce se mănâncă pe acolo. Ce se mănâncă? Cu ce se mănâncă America Latină. Știu cu ce se mănâncă Multe America preparate Latină. Tradiționale din America Latină conțin cocă. 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 Și poate oamenii de acolo apreciază coca. Coca. Nu? Ce coca are zon? Coca Alari. Ah, ok. Haideți să ne urmărim un scurt material. Vreau să zic, vine un pic înapoi. Dar se pare că m-am distanțat mai mult decât prevăd normele sociale. Interesant ce ai spus așa. Nu, e interesant ce ai spus, dar n-are nicio legătură cu subiectul. Hai să întoarcem la subiectul nostru. Uitați cât de emisiunea asta are un ritm frenetic încât intercală subiectele. Eu zic ceva, acum iarăși schimbam subiectul și mergea domnul Bădulescu. La domnul Bădulescu și acolo la domnul Bădulescu s-a întâmplat în felul următor de evenimentul. Nicu Șordan vine să spună ce nu s-a făcut în mandatul actualului primar și a zis, bă, hai să mergem exact într-un loc unde nu s-a făcut. Sigur că sunt multe locuri în care ar fi avut de ales. A mers în prelungirea Ghencea, unde s-a tot promis această prelungire a Ghencea și nu s-a făcut. Și a pus acolo un pupitru, a chemat niște televiziuni și a apărut dintr-o dată domnul Bădulescu și puteți uita. Asta e PSD-ul, circ. Nu, circ. Asta este Nicu Șordan, care mai nou, și-a luat, ia uite, ați trebuit de șteabră. Nu-ți e rușine? Vă rog, plecați. Domnul i-a mânat după mine, am venit la bilanță. Mi-a zis să vin la bilanță, am venit. Stai la 2 metri, domnul. Nu stau, cu la masă. Am venit la bilanță. Vă rog, la 2 metri, domnul. Nu mă mai împingeți. Uite, te înjură lumea. Vezi ce spune? Uitați cum mă împingi. De ce mă împingi, domnule? Pentru că am organizat un eveniment în fața presiei. Da. Și ne-a chemat la bilanț. Și din respect față de 10.000 de oameni care se uită la noi, respectă de lasă-mă să-mi desfășor această conferință de presă. Să termin eu. Lasă să spun ce am zis. Pot să spun. Lasă să spun ce am zis. Ceea ce se anunța a fi o conferință liniștită de presă s-a transformat într-un adevărat circ. Nervos că Nicu Șordan dorea să facă un bilanț ai celor 4 ani de mandat ai Gabrielei Firea, Aurelian Bădulescu a intervenit brutal și a încercat să îl împiedice pe candidatul PNL-USR să vorbească. Vă rog, stimate domn, vă rog. De ce mă împingi? Stați la 2 metri de mine, așa cum spune legea. Haideți să nu facem circ. Cu greu, Nicu Șordan a reușit să-și înceapă discursul, iar viceprimarul capitalei, Aurelian Bădulescu, a continuat scandalul. Ne
Cerem scuze pentru circul pe care, în maniera caracteristică, PSD-ul face. Azi se împlinesc 4 ani de când a început cea mai dezastruoasă administrație a Bucureștiului și, har Domnului, Bucureștiul a avut administrații. La nivel de mentalitate, în epoca fanariotă, iar unii dintre reprezentanții acestei administrații sunt chiar în comuna primitivă. Că m-ați invitat. Prin creativitatea, energia și hărnicia lor, bucureștenii produc peste media capitalelor europene. Bădulescu nu a venit singur. Acesta a fost însoțit de mai mulți angajați ai primăriei care au încercat să-l intimideze pe Nicu Șordan. Lucrați la primăria capitalei? Și unde lucrați la primăria capitalei? Unde lucrați? Unde lucrezi la primăria capitalei? Deci lucrezi la primăria capitalei, da? Recunoști că lucrezi la primăria capitalei? Recunoașteți? Da. Perfect. Și v-a trimis doamna Fir aici? Nu, sunt la lucrarea primăriei capitalei de supraalergire. Ce lucrare? Supraalergire la 4 benzi. Unde este șantierul aici? Imagini care atestă un nivel al situației în care ne aflăm, adică mi se pare substanțial. Deci a plecat-o primăriei, venise să supravegheze pe viceprimar, că aia presupun că era lucrarea. Uite lucrarea, uite lucrarea acolo, tărăștea de un dulap. O lucrătură. După o scurtă pauză, 2-3 minute, oamenii ne întoarcem... Oamenii trebuie să fie mă la muncă, mă, băieții aia. Ne întoarcem cu oamenii care trebuiau să fie la muncă și cu protagonistul acestor imagini. Tărăște. Scurtă pauză și ne întoarcem. Bună, România! Da, ne-am întors în direct și odată întors în direct îi spunem bună seara lui Nicu Șordan, care a intrat în acțiune odată cu încetarea stării de urgență, în stare de alertă, a intrat în acțiune pentru că trebuie să se mai întâmple totuși și această campanie electorală, trebuie să înceapă, trebuie să mai schimbăm primar, trebuie să se întâmple totuși niște mișcare. Bună seara, Nicu Șordan! Bună seara, mulțumesc de invitație! Bună seara, mulțumim și noi! Astăzi a avut loc o conferință de presă organizată de tine, ceea ce n-ar fi ceva ieșit în comun și nici ne-am mai văzut, că s-au mai organizat conferințe de presă. În schimb, n-am reușit să înțeleg exact, că am tot urmărit și am citit și cum a fost prezentată știrea de către unii, de către alții. A fost o conferință de presă comună cu viceprimarul Bădulescu sau ce căuta în cadru acel domn fost avocat din Ilfov, afaceri mai degrabă, procese imobiliare și alte chestiuni. Ce căuta în cadru? Cum s-a ajuns cu el în cadru? Afaceri voluntare. Da, da, voluntare. Ce căuta în cadru? Eu am organizat ieri o conferință de presă, adică am anunțat o conferință de presă pentru azi la 10. În special am anunțat locația numai azi dimineață la 8, dar nu pentru că mi-aș fi închipuit că o să vină viceprimarul Bădulescu. Ne-am gândit că vine Gabriela Firea cu niște muncitori să lucreze acolo, pe prelungirea Ghencea, ca să vadă că se muncește. Aha. De-aia am ales locația prelungirea Ghencea. Este unul din locurile, acum vorbim serios, unul din locurile cele mai triste din București, pentru că oamenii aia în fiecare dimineață fac o oră ca să iasă de la ei din cartier. Că s-a dezvoltat cartierul înainte să se dezvolte șoseaua. De-aia am ales prelungirea Ghencea și ne gândeam că o să vină Gabriela Firea cu niște muncitori să vadă lumea că se muncește. Și când am ajuns acolo cu 10 minute înainte, m-a întâmpinat viceprimarul. A zis să vorbim la conferința asta. Dom'le, l-am chemat conferința. Da. Vreau să mă adresez peștenilor. Dacă vrei, stai cu minte acolo cu jurnaliștii și la sfârșit punem întrebări și îți răspund. Nu! Pentru că vii tu să dezinformezi despre noi și trebuie să vorbesc și eu. Dă-ne n-auzi că eu am convocat conferința asta de presă, conferința mea, să-i chemat pe mine. Dar interesant ce spui, pentru că eu rămăsesem cu impresia următoare. Eu așa am înțeles inițial. Că Nicu Șordan a venit la conferința de presă a domnului Bădulescu, s-a enervat și a aruncat pupitru domnului Bădulescu, s-a enervat. Hai să vedem imagine, să-ți arăt cum am înțeles eu că s-au petrecut evenimentele, de fapt. Susținut de PNL a aruncat pupitrul de la care viceprimarul voia să susțină un discurs. Între timp apare informații că ar fi fost vorba despre un dulap. Ia uzi. Deci, practic,
Uite că părerile sunt împărțite. Unii cred că era o conferință a domnului Bădulescu la care ai apărut tu, ai apărut nervos, ai luat pupitru. Ai luat, ai trântit. Bine că nu l-ai și lovit. Bine că nu l-ai agresat pe domnul Bădulescu. Nu, că dacă ne mai uităm, poate pe alt post de televiziune așa apare, că a fost agresat viceprimarul Bădulescu. Deci s-a lămurit lucrurile. S-a și plâns. A avut o mică ciocnire cu cineva din staffa acolo și a zis, da, am venit la conferință, nu știu ce, au, și m-ai lovit la operație după 20 de secunde. Dar interesant că a venit și a spus că acolo ar fi fost prezent un bodyguard al tău, fiind totuși, uitându-te la el, era un băiat cu un rucsac, sigur, nu era mic, dar nici nu puteți zici că e bodyguard, era un băiat cu un rucsac, nu știu, un IT, și era băiatul acela care... Și cu mască, mă rog, cum e normal, da? Regulamentar, da. Deci nu erau bodyguards acolo, nu? Nu. Era un coleg care face grafica și face partea de video în echipa mea. Da. Deci era un grafician pe care el l-a perceput ca fiind un bodyguard. Domnul Bădulescu are mai mult de a face cu bodyguards decât cu graficienii, cu artiștii, mult mai mult pe zona asta de bodyguard. Ai mai întâlnit, nu neapărat într-o experiență personală, dar așa în cariera politică, o conferință de presă care să fie deturnată de adversar? Gata, preiau controlul. Știu că ați venit să-l ascultați pe acest om, dar mă veți asculta pe mine. Ai mai întâlnit vreodată așa ceva, Nicușor Dan? Eu conferințe de presă făcute de mine n-am mai pomenit așa ceva, însă am fost de mai multe ori în la început și în Parlament mi s-a întâmplat, tocmai încercând să mă destabilizeze, nu înțelegeam. Deci, în prima zi de Parlament, eu eram liderul grupului USR din Camera Deputaților și s-au ales locurile în băncile Parlamentului. Și n-am înțeles de ce PSD-ul vrea să le ia pe alea din mijloc. De la microfon. Asta este răspunsul. Ca să încerce să te deturneze. După au făcut intimidarea asta vreo 3 luni, după aceea au renunțat. În schimb, în Consiliul General, distanțele fiind mult mai mici, de câte ori eu m-am dus ca deputat să iau cuvântul, tot timpul am avut reacția asta din partea PSD-ului. Adică fiecare vorbeam de la microfon și fiecare din cei 25 de PSD-ști, vreo 10 vorbea fiecare de altceva, numai ca să mă deturneze. E o tipologie. Da. Între timp am mai deturnat evenimentul, o persoană a apărut acolo, hai să-l urmărim pe un domn pe un scooter venit și văzând ce se întâmplă acolo și a spus un punct de vedere. Să-l ascultăm. Timp cât guvernul acesta... Întrebați-l pe domnul viceprimar. Întrebați-l domnul, că l-am văzut la televizor, de-aia am venit. În fiecare zi luăm poate asta, sunt 3 ore până acolo. Așa este. Așa este. Și ce ați făcut? 4 ani. Sunt de metri dărâmați acolo. O bate joc de noi. În fiecare zi luați mașina mea. Cu scuterul. Oamenii ăștia, de ce stai să vă admire, să vă aplaude, vă bate joc? Nu, eu am organizat conferința de... Nu am putut să au nimic la televizor din ce spune. N-am săturat de incompetența voastră. N-am săturat de incompetență. Prieteni cu domnul. Te rog frumos, dă-mi aia înapoi și du-te mai încolo. Ce vreau să dau ție mai încolo? Nu, atâmsul. Te rog frumos. Băi, ați venit în locul tău, n-aș fi venit în viața ta pentru prelegirea mea. Eu vin, pentru că mi-a greșesc, nu mint ca ei. Lăsați-i băi să mită că o să-i alegem, că la cum v-ați mișcat voi, în 4 ani nu e nimic la pasaj. Acum e cu atât de oră în spate. Corect, avem dreptate, asta facem. Încercăm să facem ce n-au făcut alții. Ce să face, ce n-au făcut alții? Ce ați făcut, domnule, 4 ani? Vă bate joc de noi. Dă banii înapoi, că nu-i frumos! Dă banii înapoi! Nu e rușine să vă ieși în mizeria asta! Dă banii înapoi! Nu ne faceți un parc! Dă banii înapoi! Dați-mi banii înapoi! Dă banii înapoi care ai luat! Eu nu te cunosc, mă, nu te rușine, măi omule! Iată! Păi știu cine ești! Păi tu știi cine ești! Dă banii care i-ai luat, vorba domnului Bădulescu. Bine, nu mă miră că domnul Bădulescu tratează așa. E important de precizat, Aurelian Bădulescu nu e la primul mandat de consilier general, a mai făcut parte dintr-o majoritate și înainte, când era în partidul domnului Gigi Becali. Dar eu spun că totuși motociclistul, scuteristul, un personaj extrem de curajos, pentru că domnul Bădulescu nu este un personaj inofensiv. Adică e un personaj extrem de agresiv și extrem de periculos, verbal, bineînțeles. Sunt suficient jurnaliști care au fost jigniți,
sunt suficiente doamne care au fost jignite. Mă rog, în cazul bărbaților e un pic mai reținut, că nu știu cât stă curaj. Dar oricum, eu spun, de fiecare dată când vorbim de domnul Bădulescu, ne uităm mai bine când trecem strada, din diferite motive. Revenind, Micușor Dan, care e motivul pentru care, că presupun că suntem cu toții de acord, domnul Bădulescu, prin prezența sa publică, face foarte mult rău Partidului Social Democrat. Asta e evident. Eu cred că astăzi, de la niște nehotărâți, ai mai luat niște voturi. Doar pentru că e considerat Bădulescu un tabăr advers. Și doamne, nu o să votăm niciodată cu așa ceva, îl votăm clar pe contracandidat, pe Nicușor Dan. Întrebarea mea pentru tine, cunoști mult mai bine realitățile din Consiliul General. De ce l-ar ține cineva pe domnul Bădulescu, viceprimar general? De ce ar permite să apară în spațiul public? De ce, de ce, de ce? Când dânsul aduce prejudicii de imagine evidente. Și PSD-iștii au recunoscut, domne, ne face mai mult rău când apare. Gabriel Mutu, iarăși un PSD-ist important în capitală, a avut confruntări cu el. De ce e menținut omul ăsta? Ai vreo explicație? Înainte de asta aș vrea să fac câteva remarci. În primul rând că motociclistul care a venit n-a fost singur. Au fost mai mulți oameni care au venit special acolo. Suntem oameni din prelungirea Ghencea. Am încercat să ne... Am fost interesați de faptul că conferința asta de presă are loc la noi în cartier. Se vorbește de cartierul nostru. Am vrut să o ascultăm la televizor și n-am putut. Și am venit aici să protestăm. Asta e prima observație. A doua, nu știu dacă ați observat, asta este... un sindrom specific al PSD-ului, oricând îi critică cineva, orice persoană care îi critică e plătit de cineva. Nu există... Poate oamenii vorbesc din experiența personală. Nu există liber arbitru la nimeni, știi? Deci dacă cineva în jur PSD-ul e cu Soros, e cu serviciile, e cu cineva, dar nu, oamenii nu pot să gândească cu capul lor. Sincer, nu știu... De ce domnul Bădulescu? Trebuie să facem două distinții. Primul rând că vorbim prea mult de domnul Bădulescu. Da. Și responsabil este șefa lui București, Gabriela Firea, pentru că n-ar fi venit dacă ea nu i-ar fi dat ok pentru această acțiune. N-are domnul Bădulescu autonomie? Doamna Gabriela Firea este șefa lui pe linie de partid, este președinta PSD București. Da? Iar domnul Bădulescu este membru PSD București. Deci PSD București față de, ca să nu zic București voluntari, față de PSD este o entitate în sine. Și domnul Bădulescu este totuși persoana care a coordonat din poziția de viceprimar parte din acțiunile de la 10 august. Nu e o persoană inocentă în PSD de care să te poți debarasa așa foarte simplu. Da. Nicușor, dar aș vrea să te mai întreb în legătură cu șeful STB care era prezent la fața locului, să urmărim imaginile cu acesta. Venit și el acolo. Dacă domnul Bădulescu a venit cu un tarif. Da. Vedem imagine și ne comentăm după. Ia. Ați venit ca cetățean îngrijorat, să înțeleg. Doamna Udrea, după cum vedeți dumneavoastră, eu stau în spatele camerei de filmat, n-am venit să particip la această conferință, însă... N-aveți treabă cu modernizarea parcului auto? Ați venit aici să vedeți conferința domnului Nicușor Dan? Dacă fiind directorul STB? Fiind directorul STB? Știți că noi în proiectul acesta avem și noi o care de rulare a tramvaielor. Și este aici cumva vreun șantier și nu-l văd eu? Dumneavoastră, la ce post sunteți? Vă întreb ca întrebare, așa că nu știu cu cine vorbim. Serios, nu? Sunt fată bună și vă fac vedetă. Bă, nu l-a avantajat masca aia, că putea în momentul de față, sigur, să fie și celebr, nu doar... E celebru pentru cei care sunt familiarizați cu viața și opera domnului Hazem. E destul de celebru. E un om care a alunecat prin multe partide. Era vreo operațiune în derulare care să justifice prezența șefului STB la locul faptei, ca să nu zic la fața locului, și bineînțeles absența sa de la muncă, de unde îl plătim pe domnul Hazem? Nu, dar trebuie să apreciem spiritul civic. Omul se informează despre criticile la adresa sa în direct, se informează despre proiectele viitoare ale primăriei, trebuie să apreciem. Mai ales faptul că stă în spatele camerei, după cum a remarcat. Uite ce cuminte sunt, stau în spatele camerei. Da, era
cumva bodyguardul domnului Bădulescu? Erau vreo 6 cu totul, din ce am văzut. A venit o brigadă, într-o formație extinsă acolo. Nu știu dacă era un șofer sau un bodyguard, mai erau niște angajați de din primărie, Dar distanța fizică a păstrat-o domnul Bădulescu? Bine, știți, la început i-am... Da, eu am văzut... Uite, tot sună. Să nu fie domnul Barna, de exemplu. Ar putea fi domnul Barna, că înțeleg că va suna domnul Nicușor, dar va suna domnul Barna imediat după incident și va felicita, domnule, pentru felul în care ați reacționat și așa mai departe, da. Da, am avut o conversație cu Dan Barna, da. Da, bun. Aș vrea, Nicușor, dar în final, pentru că ne presează timpul, aș vrea să te întreb în legătură cu alegerile. Cu alegerile, când vor avea ele loc? Adică suntem direct interesați să știm și noi când se vor mai schimba din primarii aceștia care locuiesc vremelnic în funcțiile astea. Da. Ca să închidem subiectul ăsta, că am făcut glume, că în fine, așa suntem noi românii mari, glumeți. Da. Totuși, o chestie foarte serioasă. E vorba de un eveniment oficial al candidatului opoziției la primăria capitalei, care a fost bruiat, deturnat, nu a putut să aibă loc din cauza viceprimarului în funcție. Asta e totuși foarte serioasă și total nedemocratică și mai puțin de... Da. Așa, legat de data alegerilor locale, ca de obicei e o decizie pe care, ca de obicei în ultimii ani, e o decizie pe care o ia Curtea Constituțională. A dat o decizie foarte tehnică pe ultima lege de prelungire a mandatelor aleșilor locali și de data alegerilor locale. A rămas ca Parlamentul să stabilească până pe 20 iunie, deci săptămâna viitoare, să stabilească, să dea o lege de prelungire a mandatelor aleșilor, să stabilească Parlamentul cine stabilește data, guvernul sau Parlamentul. Și așa, ca o predicție, ne vom duce din nou la Curtea Constituțională. Deci cel mai probabil lucrurile se vor împinge către hăt departe, că ăsta e interesul Partidului Social Democrat să-și mențină oamenii în funcție. Tu ai curiozități de-astea referitoare la ce se va petrece în viitor apropiat cu alegeri? Păi mă interesează foarte mult ziua de astăzi, domnule. Da. Deci, domnul Bădulescu n-a păstrat distanța regulamentară. S-a sesizat vreun organ să îl amendeze pe domnul viceprimar, care, dacă Doamne ferește, ar fi avut COVID, îl dădea și celor în care se împingea. Bine, avea mască, poți zici, domnule. Nu, Radu, că da. Nu, legislația e foarte clară. Distanțare socială, putea da. Să aibă și mască de fier, putea să fie omul cu mască de fier. Da. Nu-i suficient. Deci omul ăla a depășit distanța regulamentară stabilită de normele în vigoare, l-a amendat cineva sau dânsul e imun? Că am văzut când bea o bericică Orban în birou de ziua lui, zbiară tot PSD-ul. La omul ăsta care se bagă în sufletul altui om și îi respiră în față, îi tușește în nas, se sesizează cineva? La amendă și noi pe omul ăsta sau? Eu la început ca la copii sau cum ca arbitru de la fotbal, i-am măsurat 2 metri și am trasat o linie unde să stea. Dar pe parcursul discuției tot câte o jumătate de pas făcea până a ajuns să stea peste mine acolo, da. Da, Nicușor Dan, mulțumim tare mult pentru intervenție. Trebuie să luăm pauză și înainte de pauză vreau să vă citesc foarte scurt. Mulțumim, Nicușor Dan, pentru intervenție. Mulțumim, succes pe viitor. Dan Barna, nu o să... Conferințe libere de Bădulescu. Da, asta e urare. Dan Barna, nu o să-l opriți pe Nicușor, nu o să-i opriți pe bucureșteni. Ați încercat să-l opriți pe Nicușor Dan, doamna Firea o să vă oprească pe dumneavoastră, zice el. Hai, domnul Barna, lăsați-o. Nici dumneavoastră n-ați reușit să-l opriți pe Nicușor Dan, domnul Dan Barna. Dan Barna vorbește din experiență. Nu o să-l opriți pe Nicușor Dan. Nu, e, n-ai mă cum să-l opriți. Am încercat. Mie îmi spui că nu se poate. Bine că încearcă Firea să-l oprească. Păi eu și cu prietenul Vlad Voiculescu, tot am încercat să-l oprim. N-ai cum să-l oprești pe Nicușor Dan. Am oprit noi acum că trebuie să-l opau. Doamna Firea, ascultați-l pe Dan Barna, că știe ce spune. N-ai cum să-l oprești pe Nicușor Dan. Pauză și revenim.